Stația Europa FM, este ora 16. Din acest moment suntem împreună. Viața s-a schimbat. Este mesajul pe care îl reiau de la acest microfon de 18 ani, în fiecare zi de 26 mai, la ora 16. Sunt 18 ani de când suntem împreună pe aceeași frecvență, suntem un radio de milioane de români, un radio la care ascultați de 18 ani știrile care contează. Și cea mai bună muzică din 80 până azi. Un radio la care vă spune și voi părerea și care vă și ascultă oricând aveți ceva de spus. Așa vom face și astăzi, chiar acum, într-o ediție specială cu Moise Guran. Bine ai venit, Moise! Oi! La mulți ani! La mulți ani, Moise! Ne-a emoționat pe toți acum. Moise emoționat? Ei da, când zici tu așa, oprești totul, se face liniște și intră Zafiu și zice, este ora 16. Da, în fiecare an lumea speră că vine altcineva. Din acest moment lumea s-a schimbat. Gata, s-a schimbat. Băi, să știi că a fost foarte multă emoție și atunci. Da, îmi dau seama. Da, și multă inconștientă. Lasă, că tu aveai experiență de radio. Da, da, totuși eram un puște, aveam, cred că vreo 20 de ani. Da, păi, na, asta e. Și eu eram un puști când am început să fac România în direct. Aveam 36 de ani. Ha, mulți înainte, Moise. Vezi? Eu sunt de 8 ani la radioul nostru. Voi de când sunteți la radioul nostru? Ne puteți suna la 0372069599. Astăzi stăm de vorbă cu voi. Am zis că e o ediție specială România în direct. Da. Hai să facem în stilul România în direct. Adică să conțină și o provocare, știi? Adică ne spunem la mulți ani, ne bucurăm da. Că suntem împreună unii cu alții, dar hai să întrebăm pe oameni exact ce ne-am întrebat noi pe noi. Cum te vezi peste 18 ani? E foarte dificil în România să spui cum te vezi până la toamnă sau ce se va schimba în viața ta până, nu știu, în 2020. Mă înțelegi? Cum te vezi peste 18 ani e chiar dificil. Eu acum 18 ani căutam casă, de exemplu, deoarece urma să-mi nască nevastă-mea în 2 luni. Apropo, Europa FM are vârsta fiului meu. La mulți ani pentru Moisica. Suntem Europa FM și Moisica sunt oarecum verișoare, așa știi. Verișoare, da. Da. Deci, adevărata întrebarea asta e. Ia zi, tu cum te vezi peste 18 ani? Eu am zis și pe site la noi acolo, am zis și dimineața în deșteptarea. Mă văd la 25 de live, ani de live pe plajă, știi, prezentând live. Hai, pe plajă. Vrăjeala. Nu merge la România în direct, tu dai răspunsuri în dodi. Peste 18 ani mă văd la microfonul Europa FM, dând ora exactă la ora 16. Doamne ferește, de ceva ce ai? Băi, nu știu ce am pățit, dar dacă am început, adică acum 18 ani nu-mi imaginam că o să stau atâta vreme cu Europa FM. Auzi, nu vrei, adică uite, avem o vârstă, Zaf, pe bune. Da. Eu am vrei să ne retragem? Vrei să mai anunți retragere? Este obligatoriu să vină alții din urmă și să ne scoată de pe post. O să fim aici cu ei, o să învățăm lucruri. Tu ești, mai ești și șef, mai ești și director pe aici. E clar că o să ai un job, nu-ți face problemă. Da, peste 18 ani tu vrei să fii tu la microfonul ăsta, ești nebun? Da. Sunt hotărât. Hai, Cadi e cu noi, bună dimineața. Aș zice eu dacă eram în deșteptarea. Da, bună dimineața, Cadi. Dați încet radioul, ca la România în direct, nu ca la deșteptarea. Aici este ordine. Da, vreau să vă urez din toată inima la mulți ani. La mulți ani și noastră. Închide radioul, vă rog, Cati, pentru că altfel nu o să ne înțelegem. Îți mulțumim, la mulți ani și ție dacă ești cu noi de ceva ani. Așa, și deci în 18 ani, Cati, în 18 ani... Mulțumim mult pentru emisiunile pe care le faceți. Cati, nu ne înțelegem, îți mulțumim tare mult, dar dacă ai radioul tare, sigur nu o să ne înțelegem. Vezi diferența dintre ascultătorii Deșteptarea și ascultătorii România în direct. Hai că uite, Ovidiu e ascultător de al tău. Bună dimineața. Bună ziua, să mă obișnuiesc. Câte ori fi ascultător Deșteptarea și România în direct în același timp? Toți. Bună ziua, Ovidiu. Bună ziua, domnul Guran. E de-al meu. La mulți ani, dumneavoastră și Europa FM. Să știți că eu sunt un ascultător și de Deșteptarea și de România în direct. Mai pe la începuturi am fost un contributor foarte frecvent. Da. Dar cu timpul, obligațiile profesionale m-au ținut mai departe de un post fix. Adică sunteți un om ocupat, nu? Acum nu, că sunt la pensie, dar am fost până când m-am pensionat foarte ocupat, foarte călător. Și pentru mine Europa FM a fost un însoțitor de nădejde în drumurile mele prin țară și iar când am lucrat în străinătate... dimineața și seara Europa FM erau
absolut obligatorii în meniul meu zilnic. Ovidiu, știți așa că am putut să păstrez... Am putut să păstrez contactul cu țara, cu realitatea, cu realitățile, oricum. Da. Sunt foarte încântat să vă văd la vârsta majoratului, cu același entuziasm, cu același profesionalism, tot mai bun. Voi să-și pregătește bacul, practic. Da. Noi, deci e în felul următor. 18 ani e, pentru un radio e maturitate. E mai mult decât majorat, e maturitate. Da, dar noi băieții nu ne maturizăm niciodată, așa că ne bazăm pe colegile noastre. Ovidiu, mulțumim. Mădălina e cu noi. Bine ai venit, Mădălina. Bună ziua. Vreau întâi să vă spun la mulți ani, la mulți emoționată, ani. Sunt medic-oncolog, e o meserie consumtivă, sentimental în primul rând, extraordinar și să știți că în fiecare dimineață, înainte să plec la muncă, îmi sug așa energia de la voi. Mă bucur că există oameni care gândesc așa și care pot să ajungă așa la sufletul omului cum ajung la al meu. Din tot sufletul vă doresc la mulți ani, să nu vă închidă ăștia și să... Ăștia care? Mădălina, ai noștri, da. Unde te vezi în 18 ani? Am 59 de ani, mă văd așa, să mă miros pătrunjelul de la rădăcină, dar... Nu cred că a spus asta! Cum, doamnă, că e speranța de viață în România e mult mai mare de... Mă rog, rețineți, sunt medic-oncolog și trăiesc în România și trăiesc în București. Dar pe voi vă văd așa, tot ajutându-i pe alții în fiecare zi să gândească, să zâmbească, cum m-a ajutat pe mine mereu. Din tot sufletul am. Mulțumim, Mădălina, mulțumim foarte mult. Zaf, ce ai făcut? Sunt la butoane și întotdeauna e o surpriză asta. Ok, 0372069599. Am anunțat numărul de telefon. Da, l-am anunțat. Și chiar dacă nu l-am fi anunțat, l-ai spus tu odată la live pe plajă. Da. Și l-a reținut toată lumea. Gabi e cu noi, bună dimineața. Bună ziua, Gabi. Bună ziua, domnul Guran. Și la mulți ani, Europa FM. Și Zaf, și la mulți ani și Zaf. La mulți ani. Bineînțeles, la domnul director, la mulți ani de două ori. Ai nebunit lumea cu asta, cu directorul. Da, cred că de la mine se trage. Nu, păi dumneavoastră vă exprimați așa, nu eu. Păi nu, dar haideți să vă spun. Deci Zafiu, George Zafiu, chiar este directorul de programe al Europa FM. Omul chiar face programele. Adică este și șeful meu. Și șeful lui Vlad Petrean. Da, în același timp vă dați seama că relația noastră de prietenie, pe bune, dacă a fost vreodată... Adică nu știu vreodată dacă Zafiu a fost perceput ca un șef. Vă mărturisesc că eu am aflat că Zafiu e șef după câțiva ani de când după câțiva ani de când era șeful meu, am aflat și că el e de fapt șef. Practic Moise n-are șef. Nu e așa, nu e. Ce vreau să vă spun eu? Pentru mine Europa FM este un rău necesar. Așa. Și din păcate vreau să vă dau și niște aspecte negative. În sensul că în clubul de seară deranjez vecinii. Pentru că lucrez și în grădină și lucrez la decibeli maxim și am o telecomandă. Păi așa trebuie. Păi trebuie să vă luați căști. Nu, dar bine, exagerez. Nu, decibeli în limita rezonabilă. Uh-huh. Ce am vrut să vă spun? Dumneavoastră sunteți relativ tânăr în Europa FM. Domnul Moise, da. Da. Eu vă ascult, ați avut fel de fel de emisiuni interactive, vă ascult de multă vreme, cred că din pionerat. Ați avut, din păcate, și două persoane și personaje care nu au făcut cinste postului de radio Europa FM. Și pot să le spun și numele, dacă doriți, sau nu este cazul acum. Nu, puteți să spuneți. Este vorba de doamna Rodica Culcer. Mamă, cât de mult mergem în urmă. Da. Rodica Culcer a condus redacția de știri, nu? Da. Okay, păi, da, nu vreau să politizez. Și de domnul Robert Turcescu. Da. Robert Turcescu a făcut emisiunea România în direct. A fost predecesorul
Nu chiar, nu chiar. A fost și o perioadă de interimat. A mai fost și Adi Ardelean între noi. Da, dar să știți că eu l-am ascultat pe Robert Turcescu, paradoxal, nu de la început din anul 2000, pentru că în anul 2000 eu nu aveam mașină și la ora 13 nu eram la radio. Nu puteam, n-aveam cum să ascult radio. Asta nu ar fi un impediment. Dar l-am ascultat ani de zile pe Robert Turcescu, așa cum v-am povestit. Eu am fost, înainte de a fi realizatorul emisiunii România în direct, am fost... Și cred că vreo 7-8 ani, cam așa, am fost ascultătorul emisiunii România în direct. Bineînțeles, că nimeni nu ajunge din stat. Bun. Zicem, da, ideea este că această emisiune întotdeauna a fost deschisă pentru opiniile dumneavoastră, cu Robert Turcescu, cu Adi Ardelean, cu mine. Această emisiune România în direct a fost a dumneavoastră. Că s-ar putea la un moment dat ca Robert să fie emis niște opinii cu care dumneavoastră n-ați fost de acord. Esențial. Și filozofia acestei emisiuni a fost întotdeauna dialogul. Stilul de a bloca dialogul cu ascultătorii. Ceea ce și dumneavoastră aveți buget limitat de timp pentru fiecare ascultător. Dar Robert Turcescu era un realizator de emisiune în momentul în care nu discutai pe frecvența dumnealui, practic îți tăia firul, ceea ce dumneavoastră nu faceți. Deci, după atâția ani, pe bune, ar trebui, Gabi, să mai trecem cu vederea niște lucruri. Haideți să vă dau niște detalii din interiorul acestei emisiuni. Când am venit la România în direct, că eu am venit întâi la Europa FM și după aia la România în direct, din 2010 fac pastila Busy Day, mi s-a propus să fac și România în direct tot atunci, dar nu puteam pentru că atunci am început la TVR. Și pentru că eu am spus... pot mai de prin primăvară, pur și simplu mi-a fost păstrat acest loc până când am putut eu să fac România în direct și de atunci fac România în direct. Când am venit, emisiunea începea la și jumate și se termina la unul fix. La două fix. Cu tot cu reclame, mai erau vreo 20 și până în 25 de minute, 22-25 de minute de emisie. Aceasta este emisiunea pe care a făcut-o și Robert Turcescu, deci un interval de timp destul de scurt. După care a venit domnul Zafiu și a zis: nu se mai poate, trebuie să mărim emisiunea. Asta a fost cererea dumneavoastră ascultătorilor și a mărit emisiunea. Spuneți, domnul Zafiu. Nu, eu aș vrea... și s-a mărit emisiunea. S-a mărit și a făcut. Uneori și... se mărește și după ora două, dar... A făcut și un promo din ăla în care așa a zis că Moise nu știu ce are emisiunea mai lungă sau ceva. Nu mai știu. A făcut și mișto de mine o perioadă de timp, după care, pentru că nici între 13 și 15, ai și 17, cât mai sunt 2 minute de publicitate după știri, și 14 timpul nu era suficient, am decis ca ori de câte ori este nevoie, până în acest an, cu aprobarea lui Zafiu, de fapt, din această primăvară, cu aprobarea implicită a lui Zaf, atunci când consider eu, să prelungim emisiunea până la 14:30. Asta pentru ca dumneavoastră să vă puteți exprima, să aveți toată libertatea și eu să vă tai cât mai puțin cu putință, să vă spuneți opiniile, să le dezbatem, să le întoarcem pe toate fețele, indiferent sau mai ales dacă nu suntem de acord. Și dincolo de asta, când ai făcut emisia specială de la Facultatea de Istorie, ai dat mesaj și ai fi vrut să mergi și până la ora 15. Emisiunea am continuat-o pe radio. Pe Facebook. Pe Facebook. Pentru că... A fost o ediție absolut specială. Pentru că, inițial, studenții erau foarte timizi și nu vrea nimeni să se înscrie la cuvânt, iar după aceea s-au înscris toți și atunci am zis, ducem emisiunea până vorbesc toți. Hai să vedem cine e la telefon, Adam sau Adem? Adem. Adem din Constanța. Adem, bine venit! Adem, bună ziua! Bine v-am găsit, salutare România, tot așa un vechi radioascultător de când ați invitat postul. La fel am vorbit și eu cu domnul colonel Robert Turcescu multe ani de zile. Mă primea în direct. Deci e dreptul dumneavoastră dacă vreți să vorbim despre Robert Turcescu, care astăzi este un om politic. Eu nu cred că este colonel, sincer vă spun. Nu cred sub nicio formă că este colonel. Haideți să vorbim cu el și controversele lui. Crezi că are un grad mai mare sau mai mic? Nu cred că e sub nicio formă ce a zis el că e atunci. Păi dacă a recunoscut omul singur, probabil că l-a avansat și a zis că nu mai vrea să fie așa formator de opinie la poze radio. E punctul dumneavoastră de vedere. Nu mai era la Europa FM. Atenție, nu mai era de mult. La Europa da, de la colonel în sus intră în politică ăștia. În fine, da. Vreau să zic, la mulți ani, peste 18 ani, mă văd și eu într-o țară unde ăștia, formatorii de opinie, nu mai sunt aliniați toți la ordine, comenzi și toate alea ca să îndrume poporul spre o anumită direcție. Uh-huh. Aș fi vrut să avem acces mai, de exemplu, la avocatul diavolului, nu prea avem acces.
putem să ne chemăm mult și bine. Cum n-aveți acces? Pentru că timpul de pentru telefoane, mai să știi bine, acolo sunt și alte discuții puțin mai scurt. Dar asta e formatul emisiunii. Acum, dacă sună 2000 de oameni, nu se poate intra toți în direct. Bineînțeles că eu înțeleg și chestia asta. Nu oricine poate face un post de radio. Se face în anumite condiții. Nu voi să intri în emisie. Se urmează o anumită tipare. Ascultați-mă puțin. Deci, noi avem 12 linii. În momentul ăsta sunt aprinse 10 dintre ele. În afară de astea 10, că două sunt pentru să sunăm noi. Emergency. Așa. Deci noi nu vedem în momentul ăsta câte telefoane sunt de fapt pe linie, câți oameni sunt. Deci ascultați-mă puțin, Adem, ca să nu cădem în teoriile astea conspiraționiste absolut ridicol uneori. Deci oamenii simt că nu sunt așa, nu mai sunt așa proști, au acces la informație, văd. Uite, de exemplu, eu specialist în transmisiune, am fac și eu în centrală, în armată. Așa. Cum se face treaba? Nu, ideea este că nu știm dacă în momentul ăsta avem 500 de oameni care sună la numărul nostru. Adem, te invităm la radio într-o zi să vezi cum se face, da? Îți mulțumim tare mult. Ia spuneți-mi cum ați prins linia atunci. La mulți ani. Vă dați seama că chiar faptul că el era pe linie îi infirmă teoriile lui conspiraționiste. Auzi, îți mai aduce aminte primele emisiuni România direct? Da, cu tine la butoane, nu? Mm-hmm. Râdeai de mine că am emoții. Doamne, dar ce emoții aveai? N-aveam emoții atât de... Erai super emoționat. Băi, eram super emoționat, da. Eu sunt un om cu emoții, dar... Ceea ce e bine. Știam să mi le... Adică ce s-a simțit atât de rău pe post, vrei să... Nu, pe post nu s-a simțit. Dar trebuie să recunosc. Deci cine n-are emoții este nesimțit. Da, am emoții. Era ușor funny să te privesc. Ești Dita mai omul și lumea știe chestia asta. Cât de emoționat erai, mai emoționat decât la televiziune, unde te și vedeai. Era ceva nou. Era, deci la România în direct ești deschis. Ești pe masă, cum ar veni. Uh-huh. Și nu știi cine intră și ce spune. Da? Deci... Uite cum a fost Adem mai devreme. Da, dar e ok, adică... Hai să vorbim și cu Daniel. Până la urmă, care-i problema? Ah, Daniel a închis, sunt foarte multe linii. Hai să luăm active și nu știm cine mai are răbdare să stea atât pe linie. Marius, bună ziua! Marius? Vă salut, domnilor, respect, la mulți ani. La mulți ani. Marius de la Bihor vă salută. Da. Domnilor, vreau să vă zic că am trăit o parte din viață alături de voi și încep să îmbătrânesc alături de voi. Noi, asta e o adică problemă. Eu zic că zafiul să lase pe altcineva și la fel și eu, adică pe mâini, bătrânim împreună. Dacă... Bine, nu, să lăsăm deocamdată pe domnul Zafiu, că face bine ce face și tu, Moise, la fel, faci bine ce faci acolo și de-aia ne ții lipiți cu urechea pe radio toată ziua. Păi ziceți dumneavoastră, ia să mai, ăia de 25 de ani, 30 de ani, n-ar vrea și unul așa de vârsta lor să le vorbească. Păi, da, să vină. Cine vrea să vină acolo și să învețe și să vorbească, îi primim, nu-i problemă. Doamne, eu vreau să vă urez toate cele bune, să vă spun la mulți ani încă o dată și să o țineți tot așa. Vreau să ne aduc aminte acum că, pe vremea când am început eu să vă ascult postul, emisiunea Deșteptarea o făcea Bogdan Miu. Da. Și George făcea Europa Express. Da. Da. Și mai făcea sâmbăta emisiunea cu topul muzicii. Uh-huh. Așa și așa mai departe. Cum au zis ceilalți ascultători, cine au mai făcut emisiunea România în direct și așa mai departe. Nu vreau să mai repet eu numele acum, că na, noi trebuie să mergem înainte. Cum vă vedeți peste 18 ani? Marius. Peste 18 ani? Aoleu, dacă mai reușesc să împing atâta, atunci o să fiu un bătrânel din ăla cu ceva nepoței la plimbare și cu așa la vârsta de 70 de ani. Nu știu, Doamne, de să apuc și vârsta aia. Dar, na, deci cam pe acolo, undeva, un bătrânel din ăla care plimbă nepoții. Lasă și Andreea Esca, dacă nu mă înșel, nu? N-a zis Esca o chestie de genul ăsta, că vrea să ducă cu nepoții la mare peste 18 ani. Așa, bravo. Iar stai și bine. Mulțumim tare mult, Marius. E chiar o imagine mișto, adică, mă înțelegi? Ia vezi, Mihai. Eu zic să lăsăm, să plecăm noi, așa cum zici, și să-i lăsăm locul lui Petreanu. Băi, râdem, glumim, dar acum hai să spunem pentru toată lumea. În primul rând, Europa FM a fost întotdeauna o școală de jurnaliști. Aici, în redacție, este plin de tineri, întotdeauna a fost așa, da, mai devreme sau mai târziu, ne vom da la o parte, pentru că în mod natural și firesc ei vor veni și poate cu alte idei,
un alt mod de a interacționa cu publicul, iar noi vom fi aici să-i călăuzim. Mihai, bună ziua! Mihai! Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! La mulți ani și o după amiază excelentă vă doresc, pentru că am văzut că și Moise și Zafiu a greșit puțin spunând fiecare bună dimineața sau bună ziua, așa cum are programul okay. La radio. Eu încă sunt ok, e de vreme. Nu e de bună seara de... încă. Așa, bun. Vă spun că după ce am discutat cu dumneavoastră, o să-mi sun psihologul meu pentru că am o dependență. De 17 ani încoace, în fiecare dimineață când mă trezesc, pornesc radioul și îmi pun cafeaua. La 7, când vin băieții pentru deșteptare, deja sunt ok. Vă mulțumesc pentru toate emisiunile excelente și așa de ziua de naștere să fie și o critică, ar putea ca, ar fi bine să reveniți puțin cu 10 ani în urmă în care era muzică de calitate, umor de calitate și politică foarte puțină. Ei, asta e o dezbatere, să știți. De, pe toate, știu. Adică sunt mai multe dezbateri și cu muzica și cu umorul. Mă rog, cred că cel mai haios de la noi de la radio e Petreanu, până la da, urmă, nu? Da, și cel mai serios. Știi, nu, cum? E o contradicție între voi. Păi cum e? Când e serios, domnule, nu. Și când e haios, e haios. Hai să zicem, cel mai frecvent haios de la noi este Petreanu, pentru că cel mai haios este Luca, de fapt. Nu? Da, dar Luca nu și-a arătat adevărata valoare întotdeauna la radio. Din cauza lui Petreanu, în particular. Și emisiune cu Petreanu, da. Hai să facem o scurtă pauză, ne întoarcem în 5 minute și jumătate. Hai să le zicem așa, George Ciprian, Cristi, Luminița, Alexandru, rămâneți pe linie, că venim imediat la voi. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vreți să fiți președintele Iohannis un pic? O să fie Europeni FM, președintele Iohannis. Eu o să fiu doamna Dăncilă. Orice om este frică să nu fie Cristian Tudor Popescu, doamna Dăncilă. Pe domnul președinte îl interesează ca doamna Viorica Dăncilă să plece definitiv de acolo, cu tot cu partidul dânsei. Eu ca președinte ridic două degete și spun că am greșit în ianuarie când am nominalizat-o pe doamna Dăncilă și o astfel de doamnă nu are ce căuta în funcția de prim-ministru. Avocatul Diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Ce s-ar întâmpla, ești pregătit. Între 25 și 28 mai ai ceapă de porc fără os bucată la doar 14,99 lei kilogramul și bere blondă Zampos 2 litri la doar 2,69 lei. Kaufland. Și săptămâna-i bună. Distracția de vară începe cu reduceri de sărbătoare. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți televizor Samsung LED Smart Ultra HD 4K cu diagonala 101 cm, HDR și telecomandă Smart cu 300 de lei reducere la numai 1699,9 lei. Acum și în noul magazin Altex din Suceava Julius Mall. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Sărumâna doamna Ivașcu, coletul dumneavoastră. Mulțumesc, George. Stai, unde fugi? Hai să ne facem un selfie, sau cum îi zice. Poate câștigăm. Spune, marmeladă... Prindeți curierul într-un selfie, înscrie poza pe curierul meu ecool.ro și câștigă excursii oriunde în România. Telefoane Samsung Galaxy S8 și cadouri garantate. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Tălpi delicate? Cum? Piatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin, pentru tălpi fine. Oare o să-și amintească de mine? Ei, draga mea căsuță, primăvara aceasta Shidel îți oferă cel mai frumos cadou, un sistem de coș de fum ceramic. În perioada 1-31 mai, profită de prețurile mici ale sistemelor de coș de fum ceramice Shidel. Detalii la distribuitorii autorizați Shidel și pe Shidel.ro. Mama organizează cele mai tari surprize. Ai deja talentul de a aduce bucurie copiilor tăi, iar la Pepco găsești tot ce ai nevoie. Prețuri speciale, pantaloni sau tricouri trendy și confortabile pentru copii până în 8 ani la 4,99 lei și cele mai tari jucării de ziua copilului la doar 19,99 lei. Pepco, mai mult, mai puțin, zilnic. La Carrefour.
Carrefour, economisești fără să faci compromisuri de la calitate. Bucură-te de miile de produse marcă proprie Carrefour. Doar pe 25 și 26 mai ai sirop natural drag de România, 500 de mililitri la 4,99 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Prețuri mici pentru bucurii mari. Prinde super ofertele și ia-ți tot ce-ți dorești. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți aparat de aer condiționat Beko cu funcție de răcire și kit instalare inclus la numai 1299,9 lei. Reducere 35%. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ca o friptură bună cu o masă plină de prieteni, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net și apoi mergi în magazin să vezi care e cel mai ușor de folosit. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai plită încorporabilă Beko cu High Efficiency și 5 ani garanție la 849 de lei și cuptor încorporabil Beko capacitate 71 de litri cu autocurățare catalitică la 1199 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Au, ce mă ustură pielea de la soare! Rival Gel! Ouch, m-au ciupit în țarii! Rival Gel! Rival Gel! Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturimi. Rival Gel! Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rival Gel! Leac de ouch! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Poftiți, vă rog, factura dumneavoastră. Cât? 200 de lei pentru un coafat? De bani ăștia merg 6 zile la mare! Chiar așa! Din 25 mai ai 6 nopți la numai 249 de lei la hotelurile Delta și California din Jupiter, iar pentru încă 80 de lei primești și mic dejun, iar copiii mai mici de 12 ani stau gratis în cameră cu părinții. Până în 22 iunie, bucură-te de ofertă mare la hotelurile de 3 stele Delta și California. Detalii pe cohotels.ro. La Orange prețuim timpul petrecut împreună. De aceea, la cumpărarea unui telefon, îți oferim reducere câte 50 de puncte thank you pentru fiecare an în rețea. Oferta este valabilă în magazinele Orange din orașul tău, cu un abonament Orange Mi până pe 4 iunie. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM, 16 și 26 de minute, ne-am întors, suntem într-o ediție specială, l-avem și pe Moise alături de noi. Moise, știi că am provocat pe ascultătorii noștri acum ceva vreme să ne spună cum se văd ei în 18 ani. După ce și noi am spus lucrul ăsta, practic tema de emisiunii de astăzi, asta este. Alina din Suceava ne-a scris următorul mesaj. Mă văd tot cu el, sărbătorind 21 de ani de căsătorie. Văd și primul nostru copil a ajuns la majorat, prevăd și aceeași poftă de a călătorie în doi, pentru că recunosc. Nu suntem compatibili 100% cu nimeni și cele mai frumoase vacanțe au fost întotdeauna cele în doi. Peste 18 ani probabil ne va cuprinde melancolia și vom reîncepe să trimitem vederi celor dragi din orice colț de lume pentru a pune piedici timpului. Mai sper să ne vedem cu toții într-o lume mai bună și să reușim să înțelegem faptul că doar noi ne putem face mai bună. Tânjesc de pe acum după o planetă pe care să avem mai, de care să avem mai multă grijă. Iar cel și cel mai mult mi-aș dori ca în măcar 18 ani grădinile zoologice pe care le vom vizita să nu mai reprezinte singurele zone în care anumite specii de animale vor putea fi văzute. Așa cum, din păcate, deja se întâmplă. Haideți să fim mai buni, dacă începem puțin câte puțin, chiar de azi, în 18 ani, vom fi cei mai buni. Alina, ești în direct la Europa FM. Bine ai venit. Wow, nu cred așa ceva, mulțumesc. La mulți ani Europa FM să fie cel puțin la fel de fructuoși și antrenanți ca și până acum. La mulți ani. Sunteți buni. V-ați emoționat acum. Ce poezie frumoasă ne-ați făcut. Moldovenilor, ce sunteți și dumneavoastră și Zafiu. Eu am fost un pic atent așa la mesajul ăsta. Zice, mă văd tot cu el, cu soțul. Da. Sărbătorim 21 de ani de căsătorie. Da. Văd și exact. Primul nostru copil a ajuns la majorat. Asta înseamnă că primul copil e pe drum deja? Asta înseamnă, practic, da. E la început de drum. Multe lume nu știe și aude asta acum, chiar și mama, cred că se va supăra pe mine că m-a auzit la radio acum. Dar asta este. Deci mama Alinei nu știe că Alina e însărcinată. Ne-a spus doar nouă. Alina, stai liniștită.
Păi, ba, nu, nu. Suntem poate... între noi, nu ne aude nimeni. Nu ne aude nimeni, e secret național. Ce altceva nu mai știe mama și vrea să ne spui doar nouă? Păi, să nu, nu mai am alte hai secrete. Hai să sunăm și pe mama. Hai să sunăm și pe mama. Să... Hai să... Vrei să-i dai, vrei să-i dai vestea în direct la radio? Auzit-o păi, din cealaltă cameră, sunt sigură. Trebuie să vorbim și cu mama, neapărat. Ne o poți aduce la telefon sau... Poate doresc să au o discuție. Sunteți ok? Cred că da, suntem okay, ok, sper. E o veste bună asta, da? Pentru toată este. Lumea. Putem vorbi este, și cu mama? Da. Alina? Încerc. Ia, ia vezi, vrea să vorbească cu noi? Vreți să stăm de vorbă cu o viitoare bunică? Mama, vrei? Nu plânge, te rog. Okay. Hai, puțin, îi salutăm și le zicem la mulți ani. Bună ziua, Europa FM! Sărut mâna! Sărut mâna, bunii! Să rămâna și felicitări, bunii! Mulțumesc! Vă dați seama că este o emoție deja care nu am cuvinte și nici glas. Bine. Ok, hai, hai. Felicitări, felicitări, hai doamnă, și aveți... Hai să vă dau câștigătoarea, cum se zice, a... Câștigătoarea, câștigătoarea. Dați-ne-o pe Alina înapoi. Alina! Da, mulțumesc mult. Nu te-am sunat întâmplător. Am revenit. Nu te-am sunat. Revenit. Nu te-am sunat întâmplător. Mama ta a anticipat cumva ceea ce urmează. Să știi că ai câștigat un voucher de vacanță în valoare de 1000 de euro pentru a pleca într-o aventură oriunde în lume alături de soțul tău și de viitorul vostru copil. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Și la mulți ani încă o dată. Mulțumim. Și ne-ați făcut ziua mai frumoasă. Și n-ai spus voi o dovere că e cu premiu. Nu știam, n-a fost niciodată. Tu voi ai și tu premiu. N-am știut. Ok, bine, voi sunteți mai poeți. Am stabilit acest lucru. Să știi că sunt o grămadă de oameni din Iași, Suceava, care sună la România în direct. Eu m-am specializat să recunosc, să-i recunosc pe români după accent... Chiar atunci când sunt din două județe... Hai să vedem de unde e George, poate îl recunoști. Bună, George! Bună ziua, vă salut și la mulți ani. Din Constanța sunt. Sudul țării, așa da, Constanța ar fi zis și Moise, nu, să știi. Nu, n-aveți accent absolut deloc. Puteați fi la fel de bine și de la Severin. Doar da. Cu particularitatea să vorbiți cu perfectul simplu, atâta tot. Altfel, n-ai cum să dai seama dacă e cineva din Constanța sau din tot sudul țării. Așa. Ce mai faceți, George? Bine, mulțumesc, vă ascult zi de zi, dimineața începe cu deșteptarea, continuă cu România în direct și mă bucur foarte tare că ați umplut intervalul oral 14-16-19, îi ascult pe cei trei cu mare drag în fiecare zi. Drum cu prioritate. Drum cu prioritate. Nu mai amintiți de ei că au plecat la Cluj. Deci nu era suficient că îl invidiam pe Filip în fiecare an la TIFF, el își ia un concediu așa de o săptămână în care se duce, vede filme, intră prin telefon la radio, povestește filme și tot felul de lucruri pe care noi, așa cum acum l-am mai luat și pe Teotiță cu el. O să facă de acolo emisiune. După cum? România în direct chiar era nevoie, chiar sunt foarte bucuros că ați completat și intervalul ora respectiv. Din păcate, în ultimii 6 ani sunteți Europa liberă pentru mine. Zic așa, Europa liberă pentru că, nu știu, este singuri care sunteți singura oază de normalitate, nu știu cum să zic. Am fost alături de voi și vă mulțumesc că ne-ați transmis toate evenimentele serbinți, mi-aduc aminte cu ce a fost asta iarnă, cu ordonanța 13, cu ascultam în fiecare zi și chiar la un moment dat pierdusem speranța, am crezut că se duce naibii totul, dar ascultându-vă, chiar am început să regăsesc. Nu că nu s-ar fi dus, adică nu că lucrurile n-ar merge în continuare la fel, dar măcar suntem împreună, știți cum e, ne mai facem curaj unii altora și ne mai dăm speranțe. Dacă îmi permiteți un feedback, măi, și aș vrea, dacă nu știu, dacă nu e prea mult, să aduceți personalități europene la România, Andrei, să vorbească cu românii. Să demontăm un pic teoria conspirației. Nu știu, mi-ar plăcea... Adică pe cine vreți să aduceți? La Merkel, în direct, live cu românii. Adică, okay. Mă gândesc la euroscepticismul ăsta care... și, nu știu, teoriile astea cu dacii liberi și tot așa, totuși suntem occidentali, la mintea europeană, hai să fim europeni, hai să comunicăm un pic direct și cu oamenii din Europa, să vedem cum e, parcă nu știu, simt așa că suntem izolați, ne interesează doar ce se întâmplă aici la noi în curte și nu ne interesează, parcă am trăit într-o pădure.
nu știu cum să zic, aș vrea și personalități europene să vină în contact cu noi. Eu am înțeles, dar ascultați-mă puțin. Știți că noi olteni avem așa, adică eu cel puțin, eu așa cred despre olteni, că avem o vorbă, aruncă-i unui oltean o mănușă și o ridică 100%. Asta cu Angela Merkel cred că totuși este cam prea mult deocamdată. Nu pentru că... nu pentru că n-aș putea eu să o aduc la România direct, ci pentru că... Puteți? Mulțumim... V-aș fi recunoscător dacă ați putea. Dacă mă provocați... Vă provoc. Mă duc să mai iau amendă în Germania, poate mi-o aduce personal, mi-o mai trimite prin poștă. George, îți mulțumim tare mult. Să încerci cu domnul Soros, dacă poate ne spune de unde și cât mai plătește, dacă ne pregătim pentru la iarnă și lucruri de genul ăsta. E vârstă, mă, ăla e în vârstă pe bune, adică cum... Și dacă ar vrea să vină, eu cred că... cred că ar fi totuși mai potrivit. Dificil. Am mai intrat cineva în studio, l-am rugat să vină lângă noi ca să se și vadă live pe Facebook. Șurubel, Virgin Radio, bine ai venit! Da, Virgin Radio aici a venit să vă ureze la mulți ani. Suntem și noi aici în clădire. Vă mulțumim că sunteți niște exemple pentru noi și că sunteți colegii noștri care ne și îndrumă, ne uităm în sus la voi de fiecare dată și ne bucurăm să vă plătim... pensiile cafea. Și... Hai, Sanchi, uite, ăsta e trolling, de fapt. Și noi vă mulțumim că ne trolați tot timpul și ne provocați să fim așa răi ca voi, să ne ținem agățați de voi și de ideile voastre. Eu împreună cu Vlad și cu Luca avem și noi o vârstă. Dacă se poate dimineața să dați muzica mai încet. Ok, o să încercăm. Eu, de fapt, intrasem în studio doar ca să-i cer lui Moise o țigară, dar nu mai are nimeni țigări în clădire, Moise. E ok, eu le-am Moise nu mai fumează. Eu nu mai fumez, chiar nu mai fumez de două ore deja. Ești un exemplu pentru... Mulțumesc, la mulți ani. Mulțumim și Rubel, este tot pe aici. Poate reușim să stăm 5 ore 10 nefumați. Bun, trebuie să mai luăm o pauză, că altfel nu se poate. Încă o pauză, ultima pauză înainte de final, după care mai avem 10 minute în care vom sta împreună în ediția specială aniversară, 18 ani de Europa FM. Lumea e făcută din detalii. Unii spun că diavolul se ascunde foarte bine în ele. Alții că acolo poți găsi frumusețea, surprinzătorul, excepționalul sau doar sunetul unei clipe. Noi le aflăm pe toate, pentru că ne place să surprindem detaliile vieții. Vrăjitoarea de acolo? E ceva sperietor, poate și de copii și de orice. Dacă ar fi drum, ar fi și turiști, că sunt locuri de vizitat și în zona noastră. Duminică de la ora 11, descoperă lumea Europa FM cu Andrada Burdalescu. O lume mare privită de aproape. Distracția de vară începe cu reduceri de sărbătoare în magazinele Altex și pe altex.ro. Ia-ți blender Russell Hobbs Illumina cu capacitate VAS 1,5 litri și putere 850 W la numai 179,9 lei, reducere 60%. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ai pus, dragă, și crema de soare? Da. Și mingea pentru ăsta mic? Da, cum să nu? Și umbrela? Ah, știam că am uitat ceva. Lasă că intru pe carrefour.ro și comand una de acolo, cu livrare direct la hotel. Din 17 mai îți poți face cumpărăturile și pe carrefour.ro. O diversitate de produse non-alimentare te așteaptă oriunde ai fi. Livrare până la ușa ta. Sau îți poți ridica produsele din orice hipermarket Carrefour la punctele de click and collect. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Ai ciment CEMROM, liant multicem și un meseriaș priceput. Ce-ți mai trebuie? Un premiu Bosch. Cumpără sacii CEMROM, găsește premiul și nu uita, sac cu sac se face casă. Alo, Andrei? Ciao, Cristi, amigo mio. Foarte foame, pe unde ești? Roma, pizza, pasta, espresso, parmigiano, certo. Ah, da, perfecto. Păi ia și mie o margherita și trimite-mi eu prin curier rapid. Cum adică? Cum ai plătit și vacanța, de pe cardul tău. Cu sos picant să fie, da? Cardul de credit BRD. Ai 24 de rate cu dobândă zero oriunde în lume și acasă și în vacanță. Banca ta, echipa ta. Vara începe cu reduceri de sărbătoare. La Altex ai acum 20% reducere la achiziția unui fier de călcat, stație de călcat sau aspirator din gama Rowenta, dacă aduci un produs vechi la schimb. Ia-ți acum stație de călcat Rowenta, presiune 5,5 bar și jet de abur 280 de grame pe minut, la numai 448 de lei, preț la schimb cu o stație de călcat veche. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
orice s-ar întâmpla, ești pregătit. Între 25 și 28 mai ai ceapă de porc fără os bucată la doar 14,99 lei kilogramul și bere blondă Zambos 2 litri la doar 2,69 lei. Kaufland. Și săptămâna-i bună! Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari specificații la mixere pe net, dar vii și în magazin să-l încerci. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 30% reducere la mixerul cu vas Bosch, cu putere de 450 W, 5 trepte de viteză și funcție turbo la doar 209 lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Ceai, șezlong și o carte bună. Sună excelent, nu? Vino la Diverta în luna mai și ai 2 plus 1 cadou la toate cărțile Humanitas Fiction. Te așteptăm cu titluri noi și autori consacrați precum Paulo Coelho, Eric Emanuel Schmidt sau Isabel Allende. Promoția este valabilă până pe 31 mai în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții. Ne vedem în Zurlandia, cel mai mare festival pentru toată familia. Prieteni din toată România, vă așteptăm în București, pe domeniul Știrbei, în 16 și 17 iunie. 10 de hectare cu jocuri și activități Zurli. Detalii pe www.zurlandia.ro. Un eveniment susținut de Europa FM. Hai să rememorăm împreună clipele în care distracția n-avea limite. Dansai pe orice ritm. Erau mici neînțelegeri cu prima iubire. Și toate sunt cele mai frumoase amintiri din viața ta. We Love Retro, show-ul unei întregi generații, cu Two Unlimited, Dr. Alban, Snap, Master Boy, Brooklyn Bounce, NND, We Love Retro, 13 iulie, București, Arenele Romane, un eveniment recomandat de Europa FM. Bilete disponibile pe weloveretro.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ne-am întors, 16 și 41 de minute, ascultați Europa FM, Moise, mă simt ca în prima zi. Și atunci am făcut două ore, de emisie, nu una. Două ore, m-au lăsat două ore de emisie, după care a trebuit să fac playlist. Pentru tot weekendul și-au petrecut singuri colegii mei, dragii de ei. Unde te vezi în 18 ani? Întrebam și mai avem o ascultătoare care a răspuns pe site-ul nostru, se numește Daniela, este din Brașov și spune peste 18 ani, ascultând Europa FM, voi fi o bunicuță împlinită și fericită, oare nu-i de ajuns, alături de fiica mea născută chiar de ziua de început a Europa FM, pe 26 mai 2000. Ha. Puterea prezentului de peste 18 ani va fi întregită de amintirea câștigării concursului la care particip acum. A câștigat sau n-a câștigat Daniela? E în direct cu noi, bine ai venit, Daniela. Mai vreun voucher? Bună ziua, mă bucur să vă aud de data aceasta într-o conversație personalizată, pentru că sunt un ascultător fidel, Moise Guranda. Să rămână, vă mulțumesc. Daniela, știu că ascultă, merge cu mașina în primul rând foarte mult. Stai așa, deci eu sunt să o întreb, Daniela, ați sunat vreodată la România în direct? Dacă te rog să repet, pentru că suntem la cumpărături. Ați sunat vreodată la România, da, în direct? Am sunat, nu am reușit și apoi ne-am văzut de drum, pentru că... O singură dată. Conduse. De fiecare dată am fost cu gândul alături de voi de pe 26 da, mai. Vreau doar să vă cunosc, pentru că audiențele arată că, deși emisiunea România în direct are cam jumate-jumate ascultători de sex masculin și feminin, la emisiunea România în direct sună mai mulți domni, adică aproape numai domni sună și vreau să cunosc o doamnă care ascultă emisiunea așa cum ascultați. Da, Moise, da, să știi că... Ascult și îmi pun întâlnirile cu furnizori astfel încât că ora aceea până la Făgăraș să fie cu tine, în primul rând, și să ajung la furnizori la momentul terminării emisiunii tale. De ce? Pentru că eu sunt un om de business sau, mă rog, trebuie actualizat. Nu deschid televizorul, dar prin emisiunea aceea mă actualizez în fiecare zi, iar voi sunteți ancorați în realitate, altfel decât sunt eu. Și alege un radio este ca și cum ai alege un prieten. Te bazezi pe el la
bine și la rău, da. Daniela Moise te-a deturnat puțin. Dar eu aș vrea să ne întoarcem 18 ani în urmă și să-mi spui ce făceai pe 16 mai 2000. 26 mai 2000, pardon. Da. Eu... La ora 7 am intrat în maternitate. La ora 4, când ați început voi să emiteți, nu știu ce făceam, pentru că la ora 18.50 Ioana a venit pe lume. Și de atunci viața s-a schimbat, sau mă rog, a luat un alt contur, să spun așa, da. În acea zi a fost o legătură directă cu universul, am emis și eu în eter, dar alte emoții decât ați emis voi. Iar acum mă bucur de o domnișoară de 18 ani. Super! Ioana are 18 ani, e cu tine? Acum am chemat-o pentru că retușa niște cumpărături, este lângă mine, da. Putem vorbi puțin cu ea? Da, sigur că da. Ia să vedem. Cum sună... Este. Da, bună ziua! Bună, Ioana, ești ca și sora noastră, să știi. Da, mă bucur să aud asta. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Sper că ai primit cadouri frumoase astăzi. Da, am primit și văd că încă continuă. Poți să vorbești și eu? E bine. Da. Cu tânăra domnită? Stai că Moise vrea să te întrebe și eu ceva. Aș vrea să te întreb dacă te duc părinții la școală cu mașina. Acum, decât sunt la liceu, nu, pentru înainte, că stau da. Foarte aproape. Da, mă ducea de duce mama. Ok, și asta înseamnă că ascultai Deșteptarea, da. Nu-i așa? Deșteptarea era cu Europa FM. Ok, și n-ai dar... prins tu cumva ură pe un domn care la 7:30 îi făcea pe părinții tăi să dea mai tare? Cam aflat cu surprindere că toți copiii mă înjură, deoarece nu părinților, părinților zic, ia, ia, și cât, ia, cât zice ăla, ia, să vedem ce zice ăla. Nu, am fost cu minte când eram mică că dormeam în drum spre școală. Deci vezi, Moise, tu erai cel care o adormeai pe Ioana în drum spre școală. Nu, că eu nu eram atunci la Europa FM. Lăsați. Da. Ioana, prin intermediul mamei tale, pentru că ea s-a înscris pe site-ul europafm.ro, pentru că este ziua ta, noi considerăm că ăsta ar trebui să fie cadoul pentru tine. Așa că împreună ați câștigat un voucher de vacanță în valoare de 1000 de euro pentru a pleca într-o aventură oriunde în lume. Mulțumim, chiar mi-a sucut ziua mai bună. Dacă tot vine vacanța, da. Îți urez să te lase mama să pleci cu cine vrei tu în vacanță, cred că nu o să te lase și o să pleci cu mama. O să-i transmită. Bine, bine. Mulțumim tare mult. Pupă și pe mama, mulțumim tare mult, Ioana, mulțumim, Daniela, pentru că ați intrat în direct cu noi. Să vedem dacă mai e cineva cu noi, din cei care... Oleu, stai așa. Lista e... Ia-o invers, ia-o tu de la... Hai că te învăț eu, că tu nu știi. Nu, Luminița e cu noi, bună dimineața. Luminița. Bună ziua. Bună ziua, da, iar am promis-o. La sfârșitul emisiunii o să zic că bună dimineața. Bună dimineața, Luminița. Vă rog să nu-l contraziceți pe Zaf. Bună ziua, nu mă induceți în eroare. Da. Eu, apropo de ce zicea, Moise înainte, salut, Moise, salut... George. Bună. Noi suntem cei care ne terorizăm familia și prietenii, pentru că ne facem programul în funcție de rubricile Busy Day și România în direct. Asta cu Busy Day, să vă spun că a fost o constatare de a mea, așa, mergând la un moment dat într-un loc în care erau mulți copii, nu am înțeles eu de ce sunt popular printre copii. Pentru că părinții la drum spre școală la 7:30 dau mai tare când începe Busy Day și copiii sunt terorizați, am impresia, de rubrica Busy Day, pentru că, na, e o rubrică de analiză politică, economică, ceva ce nu e chiar pe gustul. Ei nu înțeleg, dar noi ne terorizăm prietenii dacă se dimeresc pe la noi sau oaspeții sau nepoții. Eu sunt și mamă și bunică, am două nepoate. O să vă spun imediat cum mă văd eu peste 18 ani, dacă eu îi mai apucat. Deocamdată vreau să vă mărturisesc că faceți parte din stilul meu de viață sănătos. M-a ajutat să-mi păstrez obiectivitatea, să fiu informată și sănătatea mea mentală este pe mâini bune în momentul în care vă ascult. Nu deschid televizorul pentru că mă depeși în emisiune talk show-urile politice, în schimb vă ascult cu mare plăcere și chiar mă simt informată și în parametri cum s-a...
E bine să știți, e bine întotdeauna să aveți mai multe surse de informații. România, scuzați-mă, știrile Europa FM au un echilibru pentru care și sunt recunoscute de altfel și dacă ați observat în timpul jurnalelor noastre că întotdeauna ne străduim să avem și opinia lui și opinia lui. La fel cum la România în direct încerc să fac loc tuturor opiniilor și atunci când toată lumea e de acord și susține un singur lucru, fac eu pe Gică contra ceea ce mi-atrage uneori antipatii. Bine, Gică, hai să vedem dacă... Ia vezi, cine dacă mai e pe linie? Alexandru nu mai e cu noi pe linie. Cred că și Ioana a închis. Laura a închis și ea. Ciprian? Linia 1. Cu Ciprian. Bună, Ciprian. La ziua Europa FM, la mulți ani. La mulți ani, Ciprian. La mulți ani. Dacă se poate să am cu vorbirea asta numai cu domnul Moise. Ei, da, și restul lumii ce o să zic? Păi nu, eu cum să vă spun, eu vă ascult Europa de când s-a înființat. Da. Și eu, cum ar veni, eu sunt omul străzii. Așa. Înțelegeți? Nu prea. Dar dacă puteți să fiți adică un pic mai detaliat... Adică n-am casă, n-am masă. Așa. Și aș vrea ca domnul Moise, într-o zi, să facă o rubrică și cu oamenii străzii, să vadă și domnii din guvern ce să ia niște măsuri și cu noi. Unde sunteți, mai exact? În ce oraș? Eu, Brașov. În Brașov. Și nu aveți locuință? Da. Nu, n-am locuință, n-am. Deci lucru cu ziua, o ne apuc. Și noaptea unde stați? Noaptea, uite, acum, mulțumesc Dumnezeu, am găsit un om care m-a luat la el, deci muncesc la el, stau la el. Ok, e un pas înainte ăsta, dar ar trebui să aveți și un salariu, da, ca să puteți să faceți pasul următor. Da, deci am și un salariu, da. Ce vârstă aveți? Deci până acum eu am stat mai mult pe străzi, deci n-am avut un esta. Ciprian, ce vârstă aveți? 34. Și lucrați de la ce vârstă? Lucru cam de pe la vreo 19 ani lucrez. Și de atunci și până... N-am reușit să realizez nimic. Nu e vorba de asta. De atunci și până acum ați dormit pe străzi? Nu chiar pe străzi. Am mai avut și unde, dar na, am avut niște... Mă scuzați că vorbesc acum, nu-i momentul, dar ba, acum nu, am prins ocazia. E foarte bine. Pe dacă când am vrut să intru în direct cu dumneavoastră, nici n-am apucat să intru în direct. E ok, Ciprian. Eu vă întreb în felul următor. Când spuneți omul străzii, vă referiți la faptul că nu aveți o proprietate? Da, că n-am o casă unde să trag și eu. E o părerea mea că statul trebuie să facă și ceva pentru noi. Din ce știu eu, la Brașov există astfel de programe. Ați încercat la primărie să vorbiți? Nu, n-am încercat. Pentru că eu la ora actuală n-am nici buletin. Cum n-aveți buletin? Nu am și e greu să faci. N-am domiciliu stabil, n-am nimic. N-aveți niciun fel de acte? N-aveți certificat de naștere? N-am nici certificat nimic. Deci chiar sunt cum ar veni fiul ploi. Ciprian, o să vă sun eu după ce terminăm această emisiune, adică în 10 minute, o să iau numărul, da, de rugăminte. Este... Rămâi la telefon. Stai așa, stai, lasă-l pe linie că nu văd numărul. Marius, încearcă să-l iei pe Ciprian și să iei numărul, dar că vorbesc eu după aia, îl sunt după emisie. Hai să vorbim cu Raluca. Hai să vedem dacă Raluca nu mai e cu noi. Cine ar mai fi acolo? Iulia ar mai fi. Bună, Iulia! Bună ziua! Ești în direct, ești cu noi la Europa FM. Vă mulțumesc! Vreau ca să vă spun la mulți ani. La mulți ani, Iulia. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate la toată echipa Europa FM. Și vreau să vă spun că spațiu pentru emisiunea domnului Guran este foarte, foarte mic. Pentru că dânsul face niște emisiuni super, super bune. Atât am vrut să vă spun și încă o dată la mulți ani pentru toată lumea și la mulți ani domnului Guran în mod special, că îmi plac emisiunile dumnealui. Doamnă, e și, să știți că e și foarte scump și nu ne permitem să-l plătim. Hai, să facă emisiunea mai mare. E fals. Dar nu e adevărat acest lucru. Nu e adevărat acest lucru. Merită. Da, merită toți banii, trebuie să recunosc. Mă faci să dau din casă acum. Da. Vezi că toate veniturile mele sunt publice. Da, am văzut că ți le numără banii din când în când cineva. Da, numără banii și îmi face o analiză. Practic, firmele alea pe care muncesc, alea sunt veniturile mele. Deci s-ar putea să... Mai avem un minut și jumătate, Moise. Ia fă-ne tu o analiză acestor 18 ani, așa cum faci tu mereu. Europa FM a mers cu România. E cumva, știi că țara noastră se mișcă în niște cicluri care nu sunt întotdeauna, adică nu sunt neapărat pozitive. Mișcarea României nu este liniară, așa ca un avion care decolează. Uh-huh. Uneori nu e nici ca unui avion care se menține la plafon. E ca unui avion care face așa looping-uri. Loop, 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 uh-huh, loop.
Uh-huh. Ei, în anul 2000, țara noastră era după o criză gravă, foarte gravă, o criză de 20 de ani, dacă mă întreb pe mine, dar noi nu știam foarte bine acel lucru atunci, nici acum nu știm foarte bine, iar Europa FM a fost o speranță, de fapt, pentru... Eu am crezut că e ceva, un aranjament, să intrăm și noi în Europa, că de-aia a venit Europa FM la noi în țară. Spun sincer, aveam 26 de ani atunci. Și am zis, băi, dacă a venit Europa FM la noi, înseamnă că o să intrăm și noi în Europa. Tocmai a avut loc întâlnirea dintre Isărescu și Prodi, ne invitaseră să-i... Ce legături făceai tu atunci? Da, ne invitaseră să aderăm la Uniunea Europeană peste 7 ani, adică în 2007. Peste... Și de asta a venit Europa FM. Da, eu așa am crezut, îți spun sincer. Anticipând lucrul ăsta. Mi-a fost ciudă... Am anticipat bine, pentru că am intrat în Uniunea Europeană atunci. Eu lucram la Antena 1 atunci și mi-a fost ciudă că a plecat Manuela Niculescu, colega mea, a plecat la Europa FM. Vezi? Și e și acum aici, mă. E și acum aici, da. Și după aia am devenit ascultător de Europa FM. Pentru că era altceva decât avusem până atunci. Eu, atenție, eu mai avusesem colaborări în FM. Prin anii 90 am avut o colaborare cu Radio Contact, la un moment dat. Pe vremea când era Radio Contact. Cred că și tu ai avut, nu? Normal, acolo m-am făcut primii pași. Dar la Iași, eu la București. Și la București. Bun, deci ideea este că acum, în momentul ăsta, noi suntem cumva într-un capăt de ciclu. Nu știu ce va urma mai departe și cum va urma, dar și în anul 2000 România era într-un sfârșit de ciclu. Acum... ca și atunci, faptul că așa cum, deci m-a trecut pe fior când a zis cineva că noi suntem Europa Liberă, spun sincer, dar nu știi de ce. Pentru că de multe ori ne simțim așa. Pentru că eu ca jurnalist sunt conștient de faptul că această țară are niște probleme, că din ce în ce mai puțin presa are loc, presa liberă, acolo unde facem dezbateri și opinii și ne ascultăm cu toți între noi, nu vorbim unii într-o parte și alții în altă parte ca surzii, mă înțelegeți? Eu sunt conștient de faptul că țara noastră e, în momentul de față, într-un fel de fundătură și noi ne simțim cumva ca o tabără de refugiați uneori aici la Europa FM. Pe de altă parte, tocmai pentru că, mă rog, nu știu dacă ar trebui să spun asta, zilele trecute am făcut un promo cu Europa Liberă, cumva, cu Europa FM și Europa Liberă. El încă nu este pe post și nu o să-l dau pe post decât atunci când va fi cazul. Doamne ferește ca Europa FM să ajungă cum a fost Europa Liberă. Europa Liberă a fost interzisă. Adică, dacă mai știți, era un post de... Nu e cazul, Moise. Ești pesimist. Nu sunt pesimist. Să asigurăm continuitatea. Nu sunt pesimist, sunt optimist. Întotdeauna sunt optimist, dar sunt ferm. Atunci când cred în niște valori și ale mele nu prea se schimbă, sunt foarte ferm. Și le apăr până la capăt, întotdeauna. Dacă l-ați simțit ușor emoționat pe Moise acum pe final, să știți că... El chiar e emoționat și transmite emoția la radio. Ani, băi, moldoveni, dacă am depășit spațiul de emisie, să știți că tot din cauza lui Moise am depășit spațiul. Moise, la mulți ani. Să fim sănătoși, să facem ce avem de făcut și de acum încolo cu Europa FM. La mulți ani. La mulți ani. România nu e un dat istoric.